Bună seara, bun găsit la Field the Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare. O săptămână interesantă, o săptămână în care încheiem, iată, sezonul, să spunem așa, din această perioadă al ședințelor de politică monetară ale băncilor centrale. Am vorbit zilele trecute despre deciziile acestora. Am avut ieri Banca Australiei, Reserve Bank of Australia, care a păstrat rata dobânzii neschimbată, și astăzi ședința de politică monetară a Băncii Noii Zeelande, cu o surpriză, cu o reducere, o tăiere de rată mai mare decât era așteptată. Spuneam că Banca Australiei a păstrat rata dobânzii. Comunicatul păstrează același ton cu cel de săptămâna, de luna trecută. Aș cita o frază: este rezonabil să ne așteptăm ca în Australia să fie necesară o perioadă extinsă a ratelor dobânzilor scăzute pentru a realiza progrese în reducerea șomajului și pentru a obține progrese mai sigure în ceea ce privește ținta inflației. Voi detalia despre ședințele băncilor, dar acum voi discuta cu colegul meu, realizatorul Back in Business, Constantin Runițchi, care este în legătură telefonică directă, despre piața auto. Bună ziua, salut, Rudi! Bună ziua, bună ziua, Cătălin, toate cele bune. Ai scris un articol, am văzut pe profit.ro, despre piața auto și despre pericolul ca această, să spunem, tendință de scădere a pieței auto să afecteze într-o măsură poate chiar decisivă economiile mondiale, economia europeană, de ce nu să avem o recesiune. Eu am tot prezentat zilele acestea, fiind sezonul raportărilor financiare la trimestrul 2, am prezentat rezultate ale companiilor și am observat în sectorul auto multe companii, marile concernuri, care au probleme, nu atât în privința ce a fost până acum și a vânzărilor, cât perspectivele. Și asta te-aș ruga să discutăm puțin, cum vezi tu situația în momentul ăsta? Da, într-adevăr, am văzut materialele și emisiunile tale și mă bucur că ai atins această temă. Trebuie să recunosc că într-un fel m-am inspirat, să zic așa, din temele tale vis-a-vis de această piață auto, de industria auto, dar dincolo de ceea ce discutăm noi, este o, să spunem, oarecare îngrijorare la nivel global vis-a-vis de industria auto. De ce? Pentru că, și așa cum spuneai, am acolo câteva cifre, n-are sens neapărat să le spun pe toate, am un material de pe profit.ro, câteva cifre. Industria auto dă semne de scădere, de încetinire, de stagnare, depinde de la zonă la zonă, de la, eu știu, trimestru la trimestru sau de la, eu știu, chiar anul trecut avem niște date. Ideea e că discuția poate că trebuie să plece de la, cum spuneai și tu, de la faptul că piața auto este totuși un foarte fin barometru al economiei globale. Să ne aducem aminte că în anii 2008, 2007-2008, înainte de criză și, evident, după criză, industria auto a fost printre primele care a dat acest semnal. Adică a înregistrat scăderi ușoare la început, apoi sigur că scăderile au fost și mai abrupte. Și atunci întrebarea era dacă nu cumva cifrele despre care vorbim, adică aceste scăderi din economiile emergente în special, dau un singur exemplu, China, care este totuși cea mai mare piață din lume, a avut o scădere a producției auto și sigur că a avut și o scădere a vânzărilor de mașini noi cu 2,8%, și aici mă refer la anul trecut. Deci cifrele din China sunt pe anul trecut. Sunt și cifre pe anul acesta care sunt și mai drastice, adică scăderea pe primul trimestru în China este de 12-12%. Deci iată, avem câteva indicii așa care ne dau un semnal de un semn de întrebare, dacă vrei, sau un semnal de îngrijorare. Exact, și asta cu atât mai mult cu cât spuneai și tu, marii constructori de automobile se bazau tocmai pe aceste piețe emergente pentru a avea o creștere de producție, pentru că dacă cumva economiile avansate sunt cumva saturate și acolo sunt germenii unei creșteri economice reduse și vedem această încetinire, totuși, să spunem așa, mai puteau trage
de piețele emergente. China, care vorba ta, e, orice procent acolo de scădere este, se reflectă clar la nivel mondial. India, Rusia, deci țări mari, clar că asta va afecta și eu am văzut clar mari producători care au perspective nu dintre cele mai bune, de la cei germani, franțuzi, Nissan, în Japonia, toți. Acum văzusem, da, o știre, un rezultat bun al producătorului nostru, al Daciei, care își mărise cota de piață la nivel european, pe piața europeană, cu vreo 0,5%, ceea ce mi se pare excelent. Da, aceasta este o a doua, să spunem, abordare a temei aceasta a industriei auto, pe care am trecut-o și eu destul de repede în revistă, dar am scris câteva lucruri despre ea. Ceea ce spui și tu, industria auto românească, adică e vorba de faptul că avem doi producători solizi aici în România, avem foarte multe firme de componente auto și una peste alta, industria auto pentru România este acum un, îndrăznesc să spun, un pilon important, pentru că și prin locurile de muncă pe care le-a creat, prin taxele și impozitele plătite la stat, prin exporturi, deci toate aceste lucruri sunt extrem de importante pentru economia românească. Și atunci orice știre care vizează, să spunem, producătorul auto al Dacia, nu? Și cota lui de piață din Germania, din Franța, ca să nu mai vorbim despre cifrele globale ale investitorului de la Mioveni, atunci toate aceste date sunt importante pentru economia românească. Ele, totdeauna eu sunt cu ochii pe ele, ca și tine, mă le privesc cu atenție și sigur că mi-arată totuși un tip de sănătate a pieței și a investitorilor de aici și felul în care ei vor să rămână în continuare în România. Din acest punct de vedere au fost niște știri, să spunem, amestecate, adică Dacia inițial a avut niște scăderi de vânzări, a raportat niște scăderi de vânzări pe piațele europene la începutul anului. Acum știrea este mai bună, e legată de faptul, cum precizai, că a crescut cota de piață în Germania, ceea ce sigur că este o veste bună. Contextul este general, dacă mai dai voie doar un minut, este legat și de ceea ce se întâmplă în general în industria auto. Avem celebrele scandaluri legate, nu, de manipularea testelor de emisii, da? Și avem investiții care se fac destul de multe și destul de, hai să spunem, hotărâte așa pentru automobilul electric. Exact. Și din acest punct de vedere, industria auto este o industrie care investește în aceste zone. Sunt investiții cu destul de mari, sunt investiții cu un tip de doză de risc, în sensul, nu ne dăm niciunul dintre noi că vom avea la un moment dat vehicule autonome, de exemplu, pe străzile orașelor, mai lor capitale, poate, sau micilor orașe din Europa sau din lume, să sperăm că și din România în același timp, dar pentru toate acestea e nevoie de investiții destul de serioase, e nevoie de tehnologie, e nevoie de o tehnologie pe care o să facă o industrie conexă, ca să nu mai vorbim nu despre automobilele electrice, unde toată lumea vrea să dezvolte câte ceva în această zonă. Mă refer la atât marile companii producătoare, cât și o zonă de interes, este o celebră alianță a bateriilor, cum se numește, la nivel european. E vorba de cineva, nu, va oferi materia primă pentru aceste baterii care electrice, cu care vor fi echipate mașinile. Deci avem o întreagă industrie care, într-un fel sau într-altul, se schimbă. Sub ochii noștri, mai vizibil, mai puțin vizibil, cu cifre mai bune sau mai rele uneori, dar iată, până la urmă, acesta este contextul și, într-un fel sau într-altul, am vrut să marcăm împreună acest și mă bucur că avem acest dialog, această nouă schimbare la față a unei industrii care e deja seculară, nu? Exact, și care își pune amprenta asupra economiilor. Vrem, nu vrem, economia și cea europeană cu care avem legătură directă, e clar că este influențată de această încetinire a sectorului. Bun, Rudi, îți mulțumesc mult pentru intervenție și ne auzim cu prima ocazie. Mulțumesc și eu, emisiune frumoasă, lucruri interesante ca de obicei și ne revedem. Bine, mulțumesc, la revedere. A fost colegul meu Constantin Rudnitsky, realizator Back in Business. Iată, deci, cu industria auto, țineți minte, rezultate bune sau mai puțin bune ale marilor
producători, dar perspectivele nu prea arată bine. Să revenim la băncile centrale, deci spuneam Reserve Bank of Australia a păstrat rata dobânzii la 1%, se reafirmă în comunicat că ratele vor rămâne la nivel redus pentru o perioadă extinsă. Și atenție, Banca Centrală a Australiei va relaxa politica monetară dacă va fi nevoie, deci va tăia ratele cu prima ocazie. Cum a făcut astăzi Banca Centrală din Noua Zeelandă, Reserve Bank of New Zealand? Se aștepta o reducere cu 25 de puncte de bază de la 1,50 la 1,25. Iată că rata dobânzii este acum 1. A fost o tăiere puternică de 0,50%, s-a depreciat dolarul neozeelandez. Ce e interesant, m-am uitat și am observat, singurele momente când am asistat la reducerea dobânzii Noua Zeelandă cu 50 de puncte de bază sau mai mult au fost odată după atacul terorist din 11 septembrie 2001, în timpul crizei financiare și după cutremurul de la Christchurch, ce au avut un cutremur puternic acum câțiva ani. Iată, deci, un eveniment important. Țineți minte, a fost prima bancă care a proces la tăierea dobânzilor. O oră mai târziu, guvernatorul Adrian Orr a completat comunicatul cu alte observații în conferința de presă și am văzut că a spus decizia de astăzi nu exclude nicio acțiune viitoare, iar Banca Centrală este convinsă că cu cât mai repede, cu atât mai bine este să-și atingă targeturile. Deci, probabil de asta a și tăiat cu 0,50%. Încă ceva foarte interesant. Guvernatorul Băncii Noii Zeelande a spus că ratele negative sunt o posibilitate. Atenție! Deși nu e o probabilitate în acest moment, însă tăierea de astăzi probabil că reduce pe undeva riscul să vedem dobânzi negative. Deocamdată suntem la 1%. Iată, deci, clar, politica băncilor centrale din acea zonă merge în aceeași direcție. Ieri, să nu uităm, Banca Națională a păstrat rata dobânzii de politică monetară la 2,50% pe an. Din mai 2018, anul trecut, n-a mai fost modificat, a fost crescut atunci. Ultima oară când a fost tăiat a fost în mai 2015, de la 2 la 1,75. Bun. Să ne uităm puțin pe piețe, dar până atunci să spunem că președintele Donald Trump iar evident a trimis un mesaj astăzi pe Twitter destul de interesant. A spus problema nu e China, problema e Federal Reserve, că toți suntem la discuția cu băncile centrale și chiar o să citez această postare, este foarte interesantă, e pe limbajul lui, nu-l comentăm aici, nu-l interpretăm, dar e interesant. Alte trei bănci centrale reduc ratele. Problema noastră nu este China, suntem mai puternici ca niciodată, banii se revarsă în Statele Unite, în timp ce China pierde mii de companii în fața altor țări, iar moneda lor este asediată. Problema noastră este o rezervă federală care este prea mândră să recunoască greșeala lor de a acționa prea repede și de a crește prea mult dobânda și că am avut dreptate. Ei trebuie să reducă mult ratele, mai mult și mai repede, să oprească politica ridicolă acum. Curba de randament este o marjă prea largă și nici nu avem inflație. Foarte interesant, incompetența este un lucru îngrozitor de observat, mai ales atunci când lucrurile ar putea fi puse în ordine cu ușurință. O să câștigăm oricum, dar ar fi mult mai ușor dacă Federal Reserve ar înțelege ceea ce nu face acum. Că suntem în concurență cu alte țări, toate dorim să facă, să o ducă bine pe cheltuiala noastră. Am încheiat citatul tradus interesant, nu? Adică, până la urmă, nu mai vreau să mai vorbim de acest război comercial, suntem up to date, să spunem așa, trecem la piața valutară pe scurs, să vedem că yenul și francul au mai pierdut teren după ce s-au apreciat foarte puternic în zilele precedente. Un alt perdant ziua de ieri a fost dolarul canadian, asta și pentru că prețurile petrolului scad și cel mai mult s-a depreciat dolarul neozeelandez, evident, azi dimineață Banca Centrală a luat o decizie surprinzătoare tăind rata cu jumătate de procent.
Euroron a stat pe loc zilele astea. Azi a fost o oarecare agitație. M-am uitat pe mai multe platforme să văd dacă peste tot e la fel. A fost un spike în jos, un spike în sus. Pe unele platforme doar cel în jos, pe altele doar cel în sus. Nu e relevant, dar pe la 9 și ceva am avut un spike de până la 4,71-40, urmat de unul în sus până la 4,74. După aia cotația s-a stabilizat, a revenit în jurul low 4,73. Bun, iar spuneam că pe burse am avut scăderi și în Australia, Noua Zeelandă, că vorbim, da? Deci am avut scăderi la început de săptămână, unele puțin mai mici decât comparativ cu Europa, cu Statele Unite. Acolo situația, zona, să zicem așa, e mai ferită de turbulențele astea, dar astăzi am consemnat plusuri, evident, mai ales pentru indicele de la Wellington, care beneficiază și de deprecierea monedei naționale. În Asia, la fel, o săptămână negativă și indicii europeni cu scăderile din ultima perioadă, astăzi parcă e mai bine, e verde, dar scăderile din ultima perioadă au readus indicii la valori minime ale ultimelor 2 luni sau 3 luni sau chiar din martie. DAX-ul german este la minimul din martie. Aici am avut și alți factori pentru scăderea indicelui de la Londra, de exemplu HSBC, cea mai mare bancă din Europa după capitalizare, confirmă și ea planul de concediere. 4.700 de persoane la nivel global, asta înseamnă vreo 2%. Iar Tesco, cel mai mare retailer britanic, anunță și el că taie 4.500 de locuri de muncă la supermarketurile Tesco, Metro. Deci se vede clar că vine o perioadă de, nu-i spunem deocamdată recesiune, dar vine o perioadă de clară de încetinire economică și e clar, companiile se pliază, se ajustează și își fac calcule pentru a rămâne profitabile. În Statele Unite e clar că după această turbulență, acest război valutar, s-a ajuns deja la război valutar, acum de la război comercial, o să studiem, ne uităm puțin pe yuanul chinezesc, să vedem ce s-a întâmplat. A crescut taurul zilei, Mastercard-ul ieri, o creștere de 3%, pentru că compania anunță o achiziție majoră, cea mai mare realizată vreodată, cea a platformei de plăți deținută de grupul danez Nets. 2,85 miliarde de euro va plăti Mastercard și interesant și la Apple, care a crescut ieri, mare gigantul tehnologic, demarează procesul de implementare treptată până la sfârșitul lunii a serviciului Apple Card. Da? Deci va fi disponibil oficial, este deja de ieri pentru un grup restrâns de utilizatori, iată avem și cardul Apple. Iar Tencent, grupul chinezesc, care este un grup cu investiții multinaționale, e listat pe mai multe piețe și la Hong Kong și la New York, negociază cumpărarea unei participații de 10% la Universal Music. Universal Music este cel mai mare producător de discuri din lume, care, conform tranzacției, este evaluat la 34 de miliarde de dolari. Bun, să ne uităm pe grafice, că avem grafice interesante acum. Și începem cu dolar versus yuan chinezesc. Vorbeam de această pereche de devalorizare, de deprecierea yuanului chinezesc, a vorbit de război valutar, americanii tot îi acuzau pe chinezi și iată, se vede doar din punct de vedere tehnic. Eu am vorbit de acum un an de treaba asta, odată cu străpungerea rezistenței de la 6,97 yuan pentru un dolar, s-a întâmplat acum și s-a dus la 7,1. Spun și analiștii, atâta timp cât prețul se va menține aici, peste 7, să spunem, sunt premize ca această tendință să continue. Se văd aici niște formațiuni destul de interesante. Din punct de vedere grafic, tot o arată de buy. Scădere vine doar sub 6,82. Deci un grafic foarte, foarte clar. Evident că poate fi, să spunem așa, manipulat, poate fi forțat, poate fi dus într-o direcție sau alta și de alte mijloace decât de trading, dar deocamdată graficul spune că atâta timp cât ne menținem peste 7, posibilitatea deprecierii yuanului chinezesc
este real. Deci ține minte, 682 e un suport foarte, foarte important. Și avem Mastercard, taurul, ioanul chinezesc este ors, taurul zilei Mastercard. Iată cum arată graficul monthly, de unde a plecat Mastercard, de la $4 pe acțiune. A ajuns la un moment dat în 2016, vorbesc de 2006, $4, peste 10 ani $100. Deci o investiție pe termen lung, iată ce ți-aducea. După aia s-a ajuns la 225 în 2018. Am punctat aici cea mai mare scădere pe această acțiune, deci de la $225 la 172 sunt 24% pierdere. Deci doar dacă cumpărai aici și marcai pierderea aici, aveai undeva o pierdere maxim sau undeva mai mică. Dacă nu, evident că s-a recuperat, s-a ajuns la maxim istoric $283 pe acțiune. Suntem la 265, să vedem cum va evolua astăzi. Evident că pe graficul daily este clară tendința ascendentă. Aici a străpuns zilele trecute această linie de suport, dar trendul mai are o linie de suport aici, unde vine și media mobilă de 100 și eu aici am socotit un suport important. Iată că a sărit, sunt perspective de apreciere în continuare. Dacă trece sub acest 255, să spunem rotund, sunt șanse de depreciere pe mai departe. Și avem aurul care crește și vorbeam și zilele trecute, aurul a spart aici $1,370 pe uncie și sunt șanse foarte mari de apreciere, cel puțin până la 1550. Să nu uităm, în august 2011 am avut maxim istoric $1,921 pe unce. Asta înseamnă cam $62 pe gram. Și până în noiembrie 2015 a scăzut la $1,047 pe unce, respectiv $34 pe gram. E, de atunci avem acest canal frumos ascendent și orice încercare de depreciere până la urmă a fost sortită eșecului. 1180 este un suport important. Faptul că a trecut și peste mediile mobile aici a declanșat un puternic raliu. Corelăm și cu ce se întâmplă în piețe și sunt șanse foarte mari ca după trecerea și peste 1370 mai ales, dar și peste 1430 zilele astea să ajungem undeva la 1550. Acolo urmând să vedem dacă pe viitor vom atinge iar cotații mai mari sau vor urma niște corecții să revină undeva la 1430 sau 1370. Nici acum nu sunt excluse corecțiile, dar o scădere pe termen lung și de mare amploare nu poate fi luată în vedere decât dacă trece de 1300, cel puțin de 1300. Și să vedem cum arată și dolarul neozelandez, care iată s-a depreciat puternic în raport cu dolarul american după surpriza făcută de Banca Noii Zeelande. Ce vreau să arăt aici, erau șanse în trecut după depășirea acestei rezistențe și a mediilor mobile, o rezistență foarte, foarte puternică, să asistăm la creșteri. Dar eu vorbesc totdeauna de străpungeri confirmate. N-a fost confirmată pentru că prețul când a retestat a revenit înapoi. Deci, practic, aici a fost o străpungere falsă. Și străpungerea falsă, am spus întotdeauna, dacă prețul revine sub rezistență în cazul ăsta, dă un puternic semnal de sell în cazul ăsta. Deci, ordin invers decât cel dinainte. Și iată ce s-a întâmplat. Prețul s-a dus conform analizei și a străpus acum și suportul de la 0,65, s-a dus până undeva spre 0,63, avem aici un suport, deocamdată a revenit, să vedem ce se va întâmpla. Cam asta este cu graficele, să spunem la final două cuvinte despre, să repetăm, taurul și ursul zilei. Despre piața de la București am vorbit, nu sunt mari, au fost căderi mult mai mici decât pe afară, să vedem ce va fi, vom vorbi și zilele următoare. În încheiere, de să repetăm, Taur, Mastercard și Barry Gold, o companie canadiană care, iată, profită de creșterea aurului, a avut creșteri mari în aceste zile, urși, dolarul neozelandez și yuanul chinezesc, ambele valute cu scăderi mari. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, vă mulțumesc mult pentru atenție, ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci vă urez, ca de obicei, o seară cât mai plăcută. La revedere!